Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă spun că o să facem curățenie în baia mică. Da, așa se numește. Noi avem două băi. O baie mare, o baie mică. Ok. Și dacă mi se închide videoclipul, vă spun la revedere pentru că eu am voie să filmez doar 28 de minute și 16 secunde. Haideți să începem. Ei bine, deci este vraiște. O să strângem șosetele și multe altele. Deci, șoseta asta cu inimioară, care e perechea, uite-o. Așa, deci trebuie pur și simplu să le împăturim așa, să le facem. Revenim după ce le fac. Prieteni, cred că aproape am terminat. Așteptați. Ok, prieteni, am strâns... Bine... Tot, adică cred că ce a fost spălat le-am împăturit, le-am așa. O dura cam mult, dar pentru voi nu o dura cam mult. Ok. Deci, haideți să începem. Astea nu știu ce îs, deci nu știu chiar unde să le pun. Cred că aici. Asta cred că este o pastă și o periuță de dinți. What? În același set. Ok, cred că deocamdată nu ne trebuie, deci... cred că trebuie să facem aici curat. Asta este poșeta lui mama mea. Nu știu, cred că o să ștergem praful, pentru că cred că văd cam multă mizerie. Cred că văd gene. Gene, cred că adevărate. Adică văd praf. Un ban, cred. Ok, cred că trebuie să ne ducem să luăm de șters praful ăla, de șters praful. Închid o leacă. Ok, l-am luat. Și cârpa. Bine, mai am vreo două aici. Pua, cred. Mă șterg o leacă. Așa. Yes. Deci, da, mai am vreo două, dar că am dat, cred că, din greșeală prea mult praf în cameră la mine, că am făcut curățenie și cameră la mine, doar că mai am de aspirat și de, cred că, dacă mă las mama să dau strac cu mopul, eu știu să trag cu mopul, dar ea cred că uneori nu mă lasă și cred că o las pe sora mea care are 15 ani, iar eu am 8 ani, ea este în clasa noua, eu sunt în clasa doua. Ok. Deci, a doua am zis, eu sunt în clasa a doua, iar ea este în clasa a noua. Deci este mai mare cu mine, cred. Deci, aspiratorul este stricat, ăla mare, care aspiră mai mult. Și, cred, și aspiratorul, cred că ăla mic, nu mai merge. Adică nu că nu mai merge, pur și simplu... Este descărcat aproape, cred. Și n-am pus la încărcat și trebuie să mai aștept, dar între timp fac curat aici, iar sora mea face honoracul cu stici! Yay! Cred că mă îmbrac cu el. Așa, în fine. Cred și... Da. De ce rămas, cred. Și sora mea face în baia mare. Ok, haideți, cred că să începem să dăm și să nu, și să nu mai lungim, cred că, timpul. Ok, prieteni, am revenit. Dăm și astea jos. Și banul jos. Și banii ăștia doi jos, cred. Și... Cred că cam așa au rămas. Cred că haideți să dăm. Eu am un suport, deci astăzi la un nou Kinder am primit, cred că... Această jucărie și aici este suport ca să ții, cred că, telefonul. Și este super tare. În loc să țineți așa telefonul, trebuie să-l țineți așa, da. Cred că o să fie mai neconfortabil pentru voi, dar parcă într-o zi, eu când eram mică, îmi plăcea să țin așa telefonul, să mă uit la videoclipuri încât așa, dar acum mie îmi place să țin așa, în loc de așa. Cred. Și haideți, cred că să știu.
prima oară, ca să știți. Dăm cu soluția, dar nu multă. Că pe aia cred că se strică. Cred că am dat și pe hainele astea. Cred, da. Cred că lasă. Cred. Da. Apropo, am telefonul încărcat acum. Și haideți, cred că să începem. Și acum se ia, cred că, tot praful. Că cred că de când nu am mai șters praful aici, cred că de mulți, mulți ani, bine, bine cuvântabil. Ia o leacă telefonul de aici, ca să pot să șterg. Doamne, dacă te scame, rămâne. A, parcă... Știu eu singură, cred că am inventat chestia asta, când nu prea se ia scamele astea și le adună peste tot. Știți cum fac? Luam o bucată de șervețel. Cred. Și cred că făceam așa și se lua tot. Cred. No. Inițiax. Apropo, cred că dacă nu știți ce fac aici, cred că șterg praful de pe mașina de spălat. Cred că într-un colț este foarte mult praf. Să ajungem la el. Și acum cred că o să ne urc. Așa am ajuns. Nu vă îngrijorați. Și am eu grijă, cred. Ok, deci eu cred că este bine, zic eu.